Mierea produsă natural de albine din nectarul florilor este mult mai mult decât un simplu îndulcitor. Aceasta conține o varietate de zaharuri complexe, acizi organici, enzime, proteine, aminoacizi, minerale și vitamine, alături de alți compuși biologici activi. Pe lângă rolul său de alternativă sănătoasă la zahăr, mierea aduce numeroase beneficii pentru sănătate. Mierea de albine nu este numai gustoasă, ci și un adevărat izvor de sănătate. Oamenii de știință au utilizat mierea ca îndulcitor, dar și pentru proprietățile sale antibacteriene și antifungice din cele mai vechi timpuri. Beneficiile mierii de albine se datorează conținutului său de vitamine, enzime, aminoacizi și minerale. Credeți că mierea este un aliment sănătos? Da, e foarte sănătos. Ca mierea adevărată. Dar e foarte prost cumpărată, slab prețul la ea. Da, 11 lei pe kilogramul de mere. Este o alternativă mai sănătoasă a zahărului? Da. Da. Mierea de albine are efecte antiinflamatorii, motiv pentru care este indicată pentru a reduce simptomele ușoare ale alergiilor sezoniere. Mierea conține cantități mici de polen, iar dacă organismul este expus la cantități moderate, ea poate declanșa un răspuns imun al organismului care produce anticorp la polen. Consumul de miere pe stomacul gol dimineața este o practică veche și benefică pentru sănătate. Această rutină simplă poate aduce numeroase avantaje organismului nostru, îmbunătățind starea generală de bine și contribuind la menținerea unui stil de viață sănătos. Da, ce eu îl folosesc. Îl iau seara pentru că eu sunt bolnavă de cancer tiroidian. Fac și ceaiuri, mai fac și cu ceaiuri, da, am tratament, că eu sunt operată de 11 ori. Și mă mențin, am 74 de ani. E cea mai bună mierea de albina. Și eu o folosesc seara. Mai folosesc și la ceaiuri, cafea eu nu beau. Și nu mănânc mierea de tei, că sunt alergică. Un alt avantaj al consumului de miere este capacitatea sa de a îmbunătăți digestia. Mierea conține enzime care ajută la descompunerea alimentelor în stomac, facilitând astfel digestia. De asemenea, are proprietăți probiotice ce stimulează creșterea bacteriilor benefice din intestin și ajută la menținerea unui sistem digestiv sănătos. Complex de vitamine pentru organism. De unde sunteți? De la Podeni. Cum au mers vânzările, producția anul acesta? Producția la Salcâmul a fost mai bine, la 2 n-am făcut nimic. Poliflora, am făcut și poliflora, dar nu așa mult, că a fost secetă. Vedem că doar mari. Aveți și tintură de propoli, și alte produse mai aveți? N-avem decât miere, tintură de propoli și atât. Cumpără lumea? Cumpără mai slăbuț. E perioada fructelor acum. Legumelor. Mierea are și efecte benefice asupra pielii. Poate fi folosită în măștile faciale sau loțiuni pentru a hidrata și înmuia pielea, reducând uscăciunea și iritațiile. De asemenea, mierea este un aliment natural și sănătos, dar există anumite contraindicații și grupuri de persoane ce ar trebui să fie precaute atunci când consumă miere.